În această dimineață vom deschide Sfintele Scripturi la Epistola a doua lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 6, inclusiv versetul 9. Pagina Sfintele Scripturi, 1162. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea o capedeapsă, o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reocupați locurile. Preiubiților, în această dimineață este un lucru pe care de multe ori noi nu vrem să știm despre el, nu vrem să ajungem acolo și sunt mai multe lucruri pe care noi zi de zi căutăm fața Domnului. În această dimineață este vorba despre iazul cu foc, care Sfânta Scriptură spune că nu l-a pregătit pentru niciun om. Și Sfânta Scriptură spune că l-a pregătit pentru diavolul și îngerii lui și cei ce fac voia lui. De aceea, în această dimineață, dacă ne vom uita pe pământul acesta, vom găsi două categorii de oameni. Oameni care fac voia lui Dumnezeu, care se străduiesc să se apropie de Dumnezeu, și oamenii care fac numai rău și numai rău și înspre rău merg. Și pentru aceste două categorii de oameni sunt pregătite două locuri. Pentru cei ce fac voia lui Dumnezeu și se străduiesc zi de zi să se apropie de Dumnezeu și să trăiască cuvântul lui Dumnezeu, este pregătit raiul lui Dumnezeu. Locul unde te vei bucura, locul unde vei uita de necaz, locul unde nu vei mai plânge, locul unde nu va mai fi întristare, locul unde nu va mai fi durere, nu vor mai fi cancere, nu vor mai fi boli care sunt pe pământul acesta, ci locuri în care vei sta veșnic în prezența celui ce te-a creat, în prezența lui Dumnezeu, în prezența slavei Lui, în prezența puterii Lui. Nu-i lucru minunat lucrul acesta? Și pentru cealaltă categorie de oameni este pregătit iazul cu foc, adică o despărțire totdeauna față de Dumnezeu, veșnică. Nu mai este cale de întoarcere, ci acolo va fi chin, acolo va fi durere, acolo va fi o flacără care nu se va stinge niciodată, pe arde necontenit. Și n-aș vrea în această dimineață să vă înfric cu lucrul acesta, dar aș vrea în această dimineață să vă spun, dacă vreți să nu ajungeți acolo, faceți voia lui Dumnezeu. Dacă vreți să nu ajungeți acolo, slujiți-L pe Cel ce v-a creat. El v-a creat autentic. El v-a creat original. Și toate lucrurile acestea, numai Dumnezeu știe să le facă. Uitați-vă în organismul omului, dacă un lucru nu merge bine, dacă un mădular, cât de mic ar fi el, nu-și face datoria care trebuie să o facă, spune Biblia că tot trupul suferă.
Așa este și în viața de credință, așa este și în Biserica lui Hristos, așa este și în adunarea celor sfinți, așa este în trupul lui Iisus Hristos. Dacă un mădular este bolnav, tot trupul suferă. Mai suferim noi cu cei ce suferă? Iubiții mei, mai plângem noi cu cei ce plâng? Ne mai doare pentru fratele nostru, pentru sora noastră? Ne mai doare pentru cel de lângă noi? Căci Biblia spune, am fost așa și ați făcut, am fost acolo și ați venit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, dar spune Biblia că creștinii vor întreba, Doamne, când am făcut noi aceste lucruri? Și răspunsul vine, ori de câte ori l-ați făcut celui mai nesemnat, mie le-ați făcut. De multe ori, aroganța pune stăpânire pe noi. De multe ori, mândria pune stăpânire pe noi. De multe ori, răul pune stăpânire pe noi. Și vrem să facem bine, și cum spunea apostolul odinioară, că mă trezesc, că fac rău. Dar este cineva care te poate ajuta. Este cineva care este lângă tine. Atunci când plângi, El pune Biblia că șterge lacrima. Atunci când ești plin de durere, atunci când la om nu mai găsești niciun ajutor, niciun sprijin, El este ajutorul tău, Iisus Hristos Domnul. El este mântuitorul tău, slăvească-se numele Lui în veci. De câte ori pe pământul acesta nu aducem întristare? Cât despre mine, de multe ori am adus. Și așa să verifice fiecare, înaintea, nu înaintea mea, ci înaintea cuvântului Dumnezeu din această dimineață. Căci Biblia spune, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Ce vrei să ai în dimineața aceasta? Întristare sau bucurie? Dacă vrei să ai bucurie, emană și tu mai departe bucurie. Emană mai departe iubire. Emană mai departe dragoste. Emană mai departe ridicare, emană mai departe că ești Fiul lui Dumnezeu și că faci voia Lui și că te-ai înscris în oastea cerului, care nu se va putea număra, care va fi o oastă atât de mare și atât de minunată. Doamne, ajută-ne ca pe pământul acesta să nu întristăm. Că întristările vin ele de la sine. Nu trebuie să mai întristăm și noi. Când unul e întristat, nu trebuie să-i mai dai și tu o palmă ca să-l lași la pământ. Și în momentul acela, dacă îl poți ridica, du-te lângă el. Dacă nu, mergi mai departe. Oameni buni, oameni răi. Creștini adevărați, creștini falși, numai cu numele. Din ce categorie faci parte? În această dimineață puneți întrebarea singur, din ce categorie faci parte? Căci din categoria care faci parte, te vei duce în locul acela. Și Biblia spune,
și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii și puterea Lui. E minunat lucrul acesta, ca Domnul să ne dea bucurie, ca lacrimile noastre să fie lacrimi de bucurie și nu lacrimi de întristare. Grele sunt lacrimile atunci când sunt întristare, dar ușoare sunt lacrimile când ești bucuros, când plângi de bucurie că Iisus Hristos s-a făcut mult bine. Avem de ce să ne bucurăm în dimineața aceasta? Vrem să ne bucurăm în dimineața aceasta? Doamne, ajută-ne să ne deschidem inima, ca Dumnezeu să toarne bucuria în inima noastră și în această dimineață să plecăm nu cum am venit. Fiecare am venit așa cum am venit, cu întristările, cu durerile, cu problemele. Nu știu cu ce ai venit tu în casa Domnului. Dar înapoi, când te vei întuna din casa Domnului, îți garantez, dacă mă vei asculta și dacă vei asculta cuvântul Domnului, te vei întoarce plin de pace, te vei întoarce plin de bucurie. Și colțul tău, care poate e un colț de rai, se va face un colț de bucurie. Dacă în casa ta poate este iadul, îngerii și slujitorii celui rău o tăbărât în casa ta și casa ta e spulberată, casa ta nu mai are niciun viitor, vreau să spun că în această dimineață este viitor. Iisus Hristos, Domnul, poate merge înaintea ta și poate scoate iadul din casa ta, poate scoate slujitorii celui rău din casa ta. La întoarcere să găsești un loc în care să te bucuri și un loc în care să spui: slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, dar spune Biblia, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o flacără de foc va nimici Domnul. Vrei să fii nimicit? Atunci, grăbește-te. Grăbește-te și ce n-ai trăit și ce n-ai împlinit, grăbește-te să trăiești, să împlinești, ca să n-ajungi nimicit. Ca să n-ajungi în iazul cel de foc, despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Nu este altă durere mai mare decât să fii despărțit de Mântuitorul tău, să fii despărțit de Făcătorul tău. Nu este altă mai mare durere. Iubiții mei, nu mai este mult. Nu știu cât, dar spun că nu mai este mult. Biblia spune, nu mai este mult. Și vine Domnul Iisus. El e la ușă. E gata și să deschidă ușa. E gata să vină pentru mine și pentru tine. Să te ia, să te ducă în împărăția Lui. Ești gata, fratele meu? Ești gata, sora mea? Pentru că vremurile prevestesc și pentru că vremurile în care trăim ne spun: vine Iisus Hristos. Și dacă vine, mai e timp să stăm în vrășmășie, mai e timp să urâm, mai e timp să mințim, mai e timp să trăim fără de legea, mai e timp să ne depărtăm de Dumnezeu. Doamne, vorbește Tu!
că Tu știi cum să vorbești inimii noastre, care ne spus de multe ori este de rean și necredincioasă. Domnul să aibă milă de noi în această dimineață și venirea noastră în casa Lui să fie binecuvântată de El. Și venirea noastră în prezența Lui să fie binecuvântată de El. Și venirea în casa Domnului să nu fie spre osânda mea, ci să fie spre viață veșnică. Vii în casa Domnului și ai ură în inimă. Vii în casa Domnului și nu poți vedea pe fratele, nu poți vedea pe sora. Vii în casa Domnului și ești certat cu soția, cu copiii, cu soțul. Și vrei să ajungi în rai. Și vrei să scapi de iazul de foc. Nici de cum. Dacă plecarea ta va fi în momentul viitor, în momentul următor, când te vei mai împăca cu soția, când te vei împăca cu soțul, cu copiii, cu fratele, cu sora, mai e timp? Nu mai e timp, dragii mei. Vine Iisus. Dacă El vine, ești curat. Dacă El vine, ești plin de Duhul Lui. În inima ta ce se găsește acolo, ca ochii de om nu pot vedea, dar este un ochi sfânt, un ochi drept, care privește în această dimineață și spre mine care sunt aici și spre dumneavoastră care sunteți în bancă. Vă vede și vă știe. Iubiții mei, dacă ar fi un test în această dimineață ca Domnul pe monitoarele acestea să pună ce este în fiecare inimă, cât am mai rămânea în locul acesta? Cât m-am plecat capul în jos și am plecat din fața Domnului? Dar Domnul nu face lucrul acesta pentru că ne iubește. Dar iubirea Lui nu se știe până când va fi. Azi este mijlocitor, azi este mântuitor, azi este Domnul Slavei, mâine s-ar putea să fie judecător. Judecătorul n-are milă, judecătorul va judeca drept. Astăzi noi judecăm după cum vrem noi, dar vine o zi când judecata Lui va fi dreaptă. Și va fi pus în dreptul nostru și în dreptul tău, care stai și ai venit de atâția ani în casa Domnului, vii pe banca adunării, să nu ai parte cu Iisus, să nu ai parte de veșnicie, să mergi acolo unde merg toți cei ce fac răul. Vei fi întrebat acolo, băi, tu ești pocăit, ce cauți aici? Noi măcar am făcut ce am vrut, dar tu ai fost cu un picior într-un loc și cu un picior în alt loc. Vine vremea când va fi despărțirea pentru totdeauna. Unii vor merge spre locul de bucurie, unii vor merge spre chinul cel de veci. În această dimineață ai posibilitatea, dragul meu, să-ți alegi. Unde vrei să-ți petreci veșnicia? Vrei să-ți o petreci cu Dumnezeu? Pocăiește-te cu adevărat. Vrei să o petreci cu Dumnezeu? Lasă toate din inima ta. Scoate toate gunoaiele afară. Scoate totul ce te-ar împiedica să vezi fața lui Dumnezeu. Și lasă să intre în ea Duhul Domnului. Lasă să intre în ea pacea Lui, lasă să intre în ea bucuria Domnului. Ce bine este când ești bucuros, când vezi că toate lucrurile îți merg bine, ai o bucurie și ești satisfăcut. Dar ce bucurie va fi atunci
când te vei întâlni cu El, atunci când îi vei privi fața, El te va privi în față. Atunci când El se va încinge și te va servi la masa minunată, ce bucurie va fi! Nu-ți bucurii de pe pământ, și astea numai în raiul lui Dumnezeu se găsesc. Când vergi lacrimi și ești îndurerat, căci asta este viața, vine cu tot ce este în ea la pachet. Nu te ocolește nimic, ce este scris, totul se împlinește. Ce este îngăduit de Dumnezeu, totul se împlinește. Vrei, nu vrei, ești obligat să accepți lucrul acesta. Nimeni nu poate fi stăpân pe ziua de mâine. Nimeni nu poate spune că eu voi mai trăi atâția ani și voi face și voi drept. Nimeni nu poate face lucrul acesta. Dar ceea ce pot spune este, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Doamne, ajută-mă să mă îndrept în vremea aceasta. Doamne, ajută-mă să fiu un exemplu la celor din jur. Doamne, ajută-mă să fiu un indicator spre cer, ca cei care vor merge locul în care îl indic să ajungă în împărăția Ta și să ajungă în partea cealaltă. Este pregătit rai și iad. Omule, alege în dimineața aceasta unde vrei să mergi și unde vrei să te duci. Dacă vrei în raiul lui Dumnezeu, sunt niște lucruri care trebuie împlinite și trăite, scrise în Sfânta Scriptură. Dacă vrei să mergi în iazul cu foc, fă răul și lucrează fără de legea și ajungi negreșit acolo, Doamne ajută-ne și păzește-ne pe unul fiecare. Și ajută-ne să ne păzim și noi, viața noastră, să ne păzim și noi, piciorul nostru, mâna noastră, ochiul nostru, gura noastră, urechea noastră, să o putem păzi pentru împărăția Ta. Amin.